Salut! Astăzi vă voi arăta o baterie de tip litiu-ion cu încărcare rapidă de o capacitate mare față de bateriile obișnuite cu plumb sau bateriile uzuale pe care le utilizăm de tip AGM, gel și așa mai departe. Este vorba de o baterie litiu construcție proprie pe care vă recomand să o construiți cu materialele necesare. Să vedem despre ce este vorba. La fel ca multe baterii de acest gen pe care le putem construi în atelier, construcții proprii, și această baterie este ceva construită deosebit de, să zicem, aspectos, așa de cum arată. Am vorbit în materialul precedent despre începutul construcției acestui fel de baterie de tip litiu-ion realizată cu elemenții 18650, acei elemente pe care îi întâlnim în bateriile de laptop, în diverse aparate și mașini electrice de găurit, de șlefuit, de tot felul de mașini electrice, scule portabile, unelte portabile și așa mai departe, în care acele baterii litiu-ion nu pot lipsi. Este notat aici intervalul de tensiune în care lucrează această baterie. Este o baterie de tip 3S, deci practic vom avea tensiunea între 10 și 12,6V la capacitatea de 45 A/h. Deci practic dacă înmulțim curentul cu această tensiune, cu intervalul de tensiune dată, vom obține o baterie de aproximativ 500 W/h. Ca să ne facem o idee ce înseamnă 500 W/h, zicem că avem aceste becuri electrice care sunt de mașină, becuri auto, care au o putere de 50 W. Și astfel aceste becuri electrice conectate două în paralel vor consuma aproximativ 100 W. La 500 W/h, aceste becuri, două becuri de acest fel, deci după cum spuneam, două becuri legate în paralel care consumă 100 W, vor consuma energia bateriei încărcată la maxim în aproximativ 5 ore. Deci avem o putere de 500 W sau sau mai bine spus o putere aparentă, să-i spunem așa, o putere teoretică de 500 W, pentru că practic o asemenea baterie va avea puține pierderi, aproximativ 10%, 20% sunt pierderi, pentru că avem mai multe, cu cât avem mai multe blocuri funcționale. Această baterie este construită din 4 blocuri funcționale, din 4 baterii de 12,5 A/h. Deci 12,5 A/h reprezentând 12,5 A timp de o oră, acel curent la tensiunea bateriei. Vom avea timp de o oră 12,5 A. Și mulțind 12,5 A/h cu 4 blocuri funcționale, cu 4 baterii legate în paralel, vom avea acea capacitate de aproximativ 45-50 A/h. Hai să vedem părțile componente a acestei baterii. Este compusă dintr-o carcasă de 25 x 20 x 10 cm aproximativ. Deci o lungime de aproximativ 22-25, o lățime de aproximativ 20 de centimetri și cu un capac de plastic, cu șuruburi de plastic care o putem să o etanșăm la strângere, având și garnitură
de cauciuc, de jur împrejur, pe margine, în care pot intra aceste baterii, aceste module de baterii construite 3S5P, adică 5 elemente conectați în paralel și 3S, 3 elemente legați în serie, la care atașăm aceste plăcuțe de protecție, aceste plăci de protecție, să dăm spre lumină ca să le vedem mai clar, aceste plăci de protecție cu ajutorul cărora vom proteja fiecare baterie, aceste BMS-uri, BMS însemnând Battery Management System, cu care protejăm fiecare baterie propriu-zisă, atât la încărcare cât și la descărcare, fiecare grup de baterii, fiecare modul de care îl avem în circuit. Capetele celor ieșirilor respective vor fi conectate în paralel și vor fi conectate la această cutie de conexiuni și ulterior în exterior cu ajutorul unui conector de tip XT60, un conector de 60 de amperi pe care îl găsim atât la dispozitive, aparate care nu ne mai trebuie, cât și în comerț, la un preț destul de mic. Ce avem conectorul tip tată și tip mamă, în care aceste conexiuni ulterior în exterior vom conecta un cablu și vom face un test. O să vorbim și testul cum se face, pentru că la o testare de baterie avem ceva etape la care cu care reușim să obținem atât informații despre capacitatea bateriei, cât și despre uzura ei, anduranța și așa mai departe. Avem aici o probă pe care o facem cu becul electric, eventual să montăm și un voltmetru, să urmărim tensiunea bateriei în timp ce o descărcăm. Ea acum este încărcată la maxim și îi facem un test de anduranță, test de anduranță constând în faptul că rezistența în timp a bateriei, atât electrică cât și din punct de vedere al caracteristicilor care le are bateria, să vedem dacă rezistă în timp, un test de rezistență în timp a bateriei. Vedem cât de mult obosește, cât de mult se încălzește și așa mai departe. După ce facem acest test, ca să la o capacitate de 500 de W oră cât are această baterie, conectăm două becuri de acest fel, de 50 de W în paralel pe ieșirea ei și timp de 5 ore urmărim tensiunea bateriei să nu scadă sub 10 V. În momentul în care a scăzut, la acel timp ne oprim și deconectăm consumatorul. Și astfel aflăm capacitatea bateriei în W oră. De exemplu, dacă a luminat 4 ore la puterea de 100 de W cu două becuri de acest fel, bateria va avea, evident, 400 de W oră. Ar trebui să reziste 5 ore cu 100 de W, cu aceste becuri, cu două becuri conectate în paralel pe ea, timp de 5 ore ar trebui să reziste, teoretic. Practic, după cum spuneam, rezistă mai puțin pentru că modul în care conectăm mixt în circuit mai multe baterii sau cel mai indicat ar fi să, pentru capacitate cât mai reală, să le legăm în serie, dar când ne trebuie de tensiune mai mică, o baterie, le conectăm, evident, în paralel, cât mai multe baterii. Cu cât sunt mai multe baterii, cu atât avem capacitatea de rezervă mai mare, puterea electrică mai mare și așa mai departe. Sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem într-un material următor să mai discutăm despre baterii și acestea fiind spuse, vă doresc o zi bună în continuare și numai bine!